Păi, în primul rând, m-a comis, au fost mai lungi perioade de tatonări. Lotul pe care l-am văzut și asta, și am zis că am încredere că pot să fac o treabă bună cu acești băieți. Obiectivul echipei care este? Ați discutat cu conducerea? Păi, obiectivul echipei este clasarea între primele 10 echipe. Va fi un campionat, zic eu, destul de greu, mult mai greu decât cel de anul trecut, dar sperăm să venim cât mai sus în clasament. V-am spus, lotul este, sunt niște băieți foarte buni, talentați, eu am urmărit și anul trecut și asta m-a convins să vin în coace. Alte transferuri mai aveți în vedere? Deocamdată suntem lotul acesta, s-ar putea să mai aducem un portar. Ce program va avea echipa în perioada imediat următoare? Păi săptămâna aceasta ne antrenăm aici la Cluj-Napoca, după aceea săptămâna viitoare o să plecăm în cantonament, o săptămână, după o săptămână venim și după aia continuăm treaba tot la Cluj, după aia încep turnele de pregătire, că în 6 săptămâni după cantonament, în 7 începe campionatul. Oferte? Da, am mai fost în discuții, dar eu în primul rând și în primul rând am tatonat până la sfârșit, am vrut să continui la Dinamo, dar la Dinamo sunt niște probleme financiare. Eu sper să dea Dumnezeu să se rezolve, ca să fie bine și pentru băieții de acolo, dar cei de la universitate m-au contactat și asta a contat cel mai mult. Situația financiară este bună în toată țara, în orice domeniu, ați văzut. Dar sperăm să nu fie problemă. Că dacă avem stabilitate financiară, atunci se poate face treabă foarte bună. Da, performanța, să spun, n-a fost așa mare. La Dinamo, în momentul în care am avut o stabilitate financiară, pot să spun o brumă de bani, băieții au fost foarte, foarte receptivi. Eu am lucrat, pot să spun, în condiții, după aceea în retur, niște condiții foarte improprii, neplătiți și asta. Da, am băgat, pot să spun, jucători tineri, dar eu sper și aici ei să fie cât mai receptivi la ce vreau eu să fac cu ei și atunci problema va fi foarte ok. Ați crescut oarecum media de înălțime? Da. Asta cred că e cel mai înalt antrenor din țară. Eu cu domnul Voi. Nu mai, gata. Da. Deocamdată, până acum, suntem în grafic, să spun, după calificările astea. Acum focul cel mare începe din toamnă cu calificările pentru campionatul european și aici este unde este spuma, pot să spun, a handbalului mondial. Aici o să vedem acum dacă putem să ne calificăm la turneul final. Eu sper că avem o grupă, zic, mai accesibilă față de alte grupe, unde putem să ne calificăm, că cred că toată lumea își dorește oricare jucător sau antrenor să ajungă la un campionat european, campionat mondial sau olimpiadă și asta depinde foarte, foarte mult numai de jucător, tot la fel v-am spus, să se implice, să ajungă unde sunt handbaliștii cei mai buni din lume. Prima echipă? Da, acum v-am spus, eu trebuie să am perioada aceasta de timp să îi cunosc pe fiecare, să vorbesc cu fiecare și asta. Sunt, pot să zic, este Hagiu care poate să fie iar un posibil convocat la națională și după aceea pe parcurs. Fiecare jucător din Liga Națională, de la orice echipă, are poarta deschisă. Depinde numai de ei, cum se implică și cum joacă în campionat.